Transilvania și mai ales municipiul Cluj-Napoca au fost omagiate în paginile unei reviste care se distribuie împreună cu tabloidul britanic The Sun. Articolul intitulat 48 de ore în Transilvania a fost publicat în 24 februarie. Autoarea materialului, Kate Wills, laudă destinațiile turistice, preparatele culinare și localurile publice din zonă, punând accentul în special pe municipiul Cluj-Napoca. În articol sunt menționate și o serie de restaurante, pub-uri și cafenele, unde turiștii pot degusta preparatele tradiționale românești sau să savureze băuturi delicioase.